câteva ceasuri stau și mă războiesc aici pe grupul oamenilor cu bun simț. Un grup cu 23.000 de abonați. Pentru că o persoană pe care o cunosc, Eugen Trif, a publicat o știre pe care am verificat-o și mi s-a părut de bun simț, faină, despre ONG-uri de romi care au scris lui Klaus Iohannis, probabil și premierului Orban, ca să ceară demiterea lui Marcel Vela, ministru de interne, și Traian Berbeceanu, care e secretar de stat, adică viceministru tot la interne, pentru mesajele lor incitatoare la violență și la ură. Mesaje făcute publice, pe internet sau în declarații publice. Uite, deja 174 de comentarii sunt, 27 de persoane au distribuit știrea, știrea ca știrea, minunat, depinde în ce fel o distribui și în ce fel gestionezi comentariile. Eu am publicat un link la un abuz jandarmeresc, polițienesc de astă vară de la Bolintin, când mergeam cu bicicleta și filmam poliția și am fost agresat și ținut o oră închis. După aceea m-am plâns parchetului, procurorilor, și s-a deschis un dosar penal, dar încă nu am nicio ordonanță, nici dosarul trimis în judecată. Ei, în schimb, polițiștii, m-au amendat și amenda a început să examineze contestația mea în instanța de judecată, dar pentru că e deschis dosar penal, s-a suspendat procesul și acum stau în așteptare să văd ce o să se întâmple. Deci, probabil polițistul acela și acum lucrează și poate că era printre cei care au fost ieri la abuzul de la Bolintin. Eugen Trif explică. Pe lângă ăștia doi, Berbeceanu și Marcel Viel, ar trebui să fie cercetat penal și Rareș Bogdan. Deci omul își explică intențiile bune și crede că fostul jurnalist de la Realitate TV, care acum a ajuns europarlamentar, se pare, din partea PNL și e vicepreședinte al Partidului de Guvernare, pentru că el ar fi unul dintre cei care retransmitea mesajul lui Berbeceanu instigând la violență din partea poliției. Pe cel încătușat să-l bat doi, unul fiind polițistul civil și celălalt mascatul, se vede la sfârșitul filmulețului. Se referă la unul dintre filmulețe, dar în ultima vreme au apărut o grămadă de filmulețe cu intervenții în forță ale polițiștilor și jandarmilor și ale mascaților și ce trupe mai sunt pe acolo, inclusiv împotriva unor oameni total pașnici, neajutorați, stă unul pe un scaun, îi dă cu bastonul în cap, stă unul la pământ cu mâinile la ceafă sau cu mâinile la spinare, vine și trage cu picioarele, cu... Asta cum se explică, cum se justifică? Și victimele sunt niște romi care poate au făcut ceva ilegal sau poate nici n-au avut de gând, dar sunt bătuți oameni care nu opun deloc rezistență, care nu fac nimic ilegal în momentul ăsta. Deci e clară folosirea excesivă a forței. Deci m-am lămurit cu Trif, el avea intenția bună, dar uitați-vă ce se întâmplă cu comentariile care apar la această postare aparent inocentă, bine intenționată. Iulian Popescu, țiganii să respecte legea, după aceea să emite pretenții. M-am săturat de cocălari tupeiști. Și Eugen Trif explică. Există legi, toți trebuie să le executăm, să le respectăm. Să-mi garanteze cineva că toți țiganii vor plăti amenzile. Și eu atunci am făcut o glumă. Să-mi garanteze cineva că toți românii se leapădă de Antonescu, da? Care a fost cel mai abitir persecutor și omorător de evrei, romi și alte persoane care nu-i plăceau lui. Ion Antonescu, nu mă refer la fostul președinte al Partidului Național Liberal, Crin Antonescu. Altfel o să-i consider pe români asupritori, neonaziști, așa, ca să răspund la o generalizare cu altă generalizare, ca să înțeleagă că e greșit să generalizez. Iulian Popescu răspunde în doi peri. Și uitați-vă că omul e destul de matur, da? Dacă el îi impoză asta, deci ca și cum ar trebui să fi trecut prin liceul Carol, e omul din Fetești, ia Lomița, ar fi învățat la electroenergetică, facultatea, nu știu, la Politehnică. Omul ar trebui să fie responsabil, aproape intelectual, ca să zic așa. Și face mișto de mine, ai mai învățat un cuvânt, pe lângă abuz și discriminare, acum știi și de neonaziști. Atunci când vei învăța și cuvintele muncă, respect, civilizație, mai discutăm. Până atunci vă meritați ce o măgeala, cu vârșul îndesat, îmi zice mie. Gata, pentru că am apărat romi, mă consideră și pe mine rom și toată romimea de pe lume trebuie să fie disprețuită și bătută. Ce e
absolut greșit, ilegal, nedemn și primitiv pentru un intelectual care se crede. Eu trimiteam armata să vedeam atunci unde făceau ei plângere, zice Mihai Tantău. Să vedem ăsta cu ce se ocupă, nu scrie, n-are informații despre el. Eugen Trif îl apostrofează și îi zice, din ceea ce spui tu, că am putea să trimite armata cu tunurile ca în 1907, când a fost înăbușită o răscoală a țăranilor și mii de oameni au murit atunci în sânge la intervenția brutală a armatei și a jandarmeriei. Și eu explic, există parchet și tribunal militar pentru, inclusiv pentru militari, că Eugen Trif pretinde că o să radem tot și după aceea nu o să răspundă nimeni. Eu zic, da, există parchet și tribunal militar, inclusiv tribunal militar, tribunal internațional pentru crime de război, nu? La Haga, deci poate să răspundă rasiștii și azi la tribunale internaționale. Putem să pățim exact ca Croația, da? Să ni se oprească ajutorul de la Europa pentru că am susținut sau ascundem sau nu judecăm niște xenofobi, niște criminali de război. Aici sunt polemici deja prea multe și îl avertizez pe Eugen că are responsabilitate pentru ce a difuzat, pentru că trebuia să se aștepte la astfel de reacții și dacă nu ești capabil să gestionezi comentariile, atunci fii bun și nu publica chestii din astea sensibile, pentru că te amesteci cu valul ăsta de ură, de incitare la dispreț și discriminare și toată lumea poate să creadă că ești și tu într-o minte cu neonaziștii, cu neolegionarii. Iulian Popescu explică: să ceri respectare legii atunci când încălcarea ei este un mod de viață pentru cei protejați. Ăsta a dat-o pe oși cu amenințări ordinare. N-am înțeles. Dar vă dați seama, un intelectual se exprimă așa, a făcut politehnica, ce să ceri de la omul care nu are studii deloc, care n-a îmbluat nici la școală pentru că nu avea acces în calțe. Uitați-vă, și poze, deja mesaje rasiste de la o femeie și Aurica asta Olaru n-a auzit ce a pățit intelectualul din America care a făcut astfel de glume cu ciori și s-a trezit acționată în judecată. Și iată, Eugen Trif constată, sunteți niște rasiști, există legi, bătaia nu se află printre acele articole. Ea avertizează pe cei care incită la violență, la bătaie. Da, și cum spun unii, cineva amuș, o să vedeți comentariul, romii, țiganii sunt pericol public. Mai mare pericol public sunt rasiștii, neolegionarii, care sunt capabili să stârnească pogromuri, holocaust, la fel cum s-a întâmplat 80 de ani în urmă, o viață de om, unii încă mai sunt supraviețuitori de atunci, iar alții au fost masacrați din cauza acestei atitudini generalizatoare. Toți țiganii sunt hoți, răi, prost educați și tot așa și deci toți trebuie masacrați sau trebuie bătuți sau trebuie disprețuiți pentru că nu respectă legile. Când nu e adevărat, sunt o grămadă de români, sute de mii de amenzi s-au dat în valoare de milioane și evident cei mai mulți nu sunt romi. Și atunci ce facem? Nu le cerem și românilor să plătească amenzile, să respecte restricțiile, să respecte regulile impuse de stat și de poliție și invers se întâmplă abuzuri și împotriva neromilor. De ce strânim atâta ură cu abuzuri împotriva romilor pe care pe bună dreptate le-am constatat și le denunțăm? Să văd unde am mai intervenit pentru că am trecut peste comentariile astea și le-am văzut periculoase și de asta am intervenit. Pe unele chiar le-am denunțat și administratorilor grupului și Facebook-ului. Acolo probabil un robot sau chiar un om viu va examina sesizarea mea și e posibil omul să fie, mesajul să-i fie șters și omul să fie sancționat 24 de ore să nu poată publica nimic, nici comentarii, nici postări pe Facebook sau dacă se repetă o săptămână și tot așa. Și i-am informat.
Luminița Lotreanu, iată, încă o femeie care e foarte categorică, tânără, frumoasă, cu flori, dar uitați-vă ce zice. Toți trebuie să respecte ordinele, altfel e haos, sau țiganii vor legi speciale pentru ei. Și eu îi explic. Vor doar să nu fie discriminați și să nu fie bătuți, da? Pentru orice faptă există pedeapsă legală, privare de libertate, amendă, dar bătaia, maltratarea, tortura e interzisă absolut și prin Constituție, și prin Convenția Europeană a Drepturilor Omului, și prin Declarația Universală a Drepturilor Omului, care au deja 70 de ani normele astea internaționale. Și oamenii, romii, ONG-urile astea de romi au cerut doar să nu fie discriminați oamenii și să nu fie maltratați, da? Să se aplice forța contra lui Spartacus, care a sfidat, care a zis, veniți că vă răstorn mașinile, dar să nu fie bătut. Să fie luat în cătușă, să fie dus cu mandat de arest, să fie băgat la pușcărie dacă îi se demonstrează vina sau dacă se încadrează în norme penale. Dar să nu fie bătut, să nu fie maltratat, să nu fie torturat, pentru că, repet, astea sunt interzise. Și nu cerem decât să fie aplicată legea pentru toată lumea la fel. Unii au făcut așa niște comentarii mai puțin nocive, mai puțin contundente, mai puțin toxice și de ce le-am ignorat. Cele mai grave le-am taxat. Lui Valeriu Doru Voivozeanu i-am scris, tupeu specific rasiștilor neonaziști, care culpabilizează o etnie întreagă pentru faptele unor indivizi sau grupuri. Rușine, da? Deci la unii am apelat doar cu observație, că e mesaj rasist, rușine. La alții a trebuit să intervin. Și iată, Simona Tosa. Respectați legea, bine v-au făcut. Dar oamenii se plâng că au fost maltratați și s-a încălcat legea de către forțele de ordine pentru oameni care n-aveau nicio vină sau aveau o vină, dar trebuia doar să fie amendați, eventual reținuți, băgați la pușcării, dar nu maltratați. Da? Și uitați-vă, legea spune că tortura e interzisă și nu doresc nimănui să fie maltratată de poliție, dar e posibil oricând și nu doar pe 10 august, da? Vă amintesc că acum 2 ani pe 10 august, poliția, jandarmerie și alte trupe speciale au intervenit împotriva unor protestatari pașnici, inocenți, femei, copii, bătrâni, maturi ca mine, dar total inofensivi, cu gaze lacrimogene, cu băte, cu picioare în fund și tot așa. Poliția, jandarmeria. Nu generalizez, acum o să vedeți comentariul meu, nu generalizez, nu toată poliția e așa, dar iată se întâmplă și abuzuri. Ia uitați-vă comentariul meu. E primitiv să generalizez. Și eu am fost agresat de un polițai la Bolintin. Dar nu pretind că toată poliția, mai ales toată poliția de la Bolintin, ar fi criminală. Am cerut organelor ca acel polițai de la Bolintin să fie pedepsit. Deocamdată n-a făcut nimic procuratura. Și asta, numai scandaluri știți să faceți, Aurica, Moșneagu. Și trăiește undeva în Italia, în Occident sau în Spania, nu știu unde trăiește. Și e în doliu acum, vedeți, are de asta. Și zice, numai scandaluri știți să faceți. Cine? Romii, onegiștii romi, liderii romi care le-au cerut și romilor să supună legilor, să se supună ordinilor, să se păzească. Dar le-au cerut și autorităților să nu abuzeze, să nu incite la ură și la violență. Și eu o întreb pe bună dreptate. Numai comentarii rasiste puteți genera. Sper că, cu uitați-vă, 4 oameni deja i-au dat like-uri. Și Alex Alexandru, și Vale Brătan, și Iulian Popescu, și Valeriu Doru Voivozeanu. Ar părea că ce-a făcut? Că, exact ca femeia aceea blajină care s-a dus și a pus o crenguță pe rugul pe care ardea Giordano Bruno. E blajină. Ea s-a dus și a ajutat societatea să facă ordine, dar nu și-a dat seama că ordinea aceea era absolut aberantă, îl ardeau pe un om pentru niște opinii a lui despre pământ că se învârte sau pământul că e rotund sau că tot așa. Așa și femeia asta. A pus un pic de, a înrupcat un pic de ulei pe pojarul ăsta, pe incendiu care distruge toată societatea noastră cu caria nazistă, cu ura de rasă, care poate duce la un război civil, care poate duce la pogromuri și victime umane. Ce am mai comentat eu pe aici? Postare de 2 lei. Țiganii trebuiau să respecte legea, ca noi toți.
Și Doru Drică zice, corect, oamenii respectă regulile și legea, indiferent de naționalitate. Aveți dreptate. Pe mine ce mă deranjează este că la noi toți profită de haina statului. Fiecare face cum îl duce capul. Flavius Florin observă că unii polițiști cam abuzează de puterile nelimitate care li s-a dat acolo și nu știu de ce să gândesc că nu va exista justiție chiar niciodată. Va exista, mai ales că acum toată lumea are telefoane, se documentează faptele voastre și pentru tortură nu prea există termen de prescripție sau e foarte lung. Deci, dacă nu cu guvernarea asta, cu următoarea guvernare, mai progresistă, mai puțin naționalistă, o să răspundeți pentru faptele voastre. Cel puțin cu retragerea din poliție. Am auzit că șeful poliției din Bolintin a fost retras din funcție. Chiar dacă zicea lumea că e mai eficient în lupta cu mafia. Da, dar dacă ești rasist, dacă aplici forța, ești la fel de incompatibil ca și acela care era corupt. Sunt făcuți polițiștii cu puțină carte, acum se vede, n-au pregătire nici fizică și nici școală multă, trebuie puși să facă școală, dar școală nu fără frecvență, mai trebuie să fie și pregătiți fizic, un om pregătit în toate punctele de vedere, altfel reacționează. Da, bun, am văzut cum reacționează niște oameni cu facultatea politehnică, da? Pretenții obraznice, organizațiile voastre de doi bani care doar profită de fondurile guvernamentale n-au luat niciodată o atitudine când hoardele de țigani terorizează oameni de rând. Și eu zic că e primitiv să generalizez. Organizațiile astea și liderii de romi condamnă constant aroganțele gen Spartacu sau bombardierii din Rahova. Poate n-aveți voi ochi să vedeți, să observați eforturile lor de pe internet. Sau poate consumați numai România TV care vă incită la ură sau Antena 3. Dar romii ăștia chiar azi au făcut o conferință de presă și i-au abordat Hot News, i-au abordat de la Europa Liberă, se pare că cineva. Și oamenii ăștia încearcă în disperare să-i disciplineze și pe conaționalii lor romi, dar și forțele de ordine să le ceară instruire și să nu aplice duble standarde. Și iată, ăsta mi-a dat și o replică. Eu n-am fost agresat niciodată, iar amendat a fost doar când am greșit. Noi doi trăim probabil în lumi diferite sau unul dintre noi are ceva tulburări de comportament. Consideră el probabil tulburare de comportament faptul că eu astă vară pe nu știu cât 5 sau 6 iunie, întorcându-mă dintr-o mare călătorie cu bicicleta asta, 400 de kilometri am făcut și mi se cam termina bateria la telefon, m-a oprit să filmez un abuz polițienesc, că eu veneam pe banda mea, din contrasens îmi venea un microbuz și m-a așteptat microbuzul ca eu să trec intersecția și după aceea a trecut după mine. Deci, aparent n-a încălcat nimic. Totuși, poliția l-a oprit la colț acolo și eu am oprit bicicleta ca să filmez oprirea microbuzului celuia fără temei legal. Asta mi s-a părut mie că e un abuz al poliției. Ce crezi că au făcut polițiștii care erau fără cască? Deci era de departe evident că ei nu respectă normele, că sunt obligați să aibă șapca aceea de polițist când interacționează cu oamenii. Unul îmi făcea semne, ăsta mai bătrân, îmi făcea semne, hai vin încoace. Și atunci am oprit camera, mi-am dat seama că o să fie nevoie de mai filmat și l-am așteptat să vină el. Și chiar a venit în intersecție, îmi trebuia baterie, v-am zis că mi se termina baterie. Și când a venit el în intersecție, mi-am pornit camera și am filmat dialogul cu el. Să mă documenteze și pe mine. Pentru ce să mă documentez? Pentru că m-ai filmat. Și ce este un motiv legal să mă documentez? Deci tu consideri această principialitate și corectitudinea mea abuz comportamental? Eu mă tem că docilitatea ta, loialitatea ta față de astfel de organe abuzive e mai degrabă comportament deviant, sindrom Stockholm, decât curajul meu de a-mi apăra drepturile. M-au reținut, au lăsat bicicleta în stradă, m-au dus la poliție, mi-a distrus telefonul, că l-a strâns în pumn așa și husa aceea cu care îl fixam eu de cadru, de ghidonul bicicletei s-a rupt. Am scris plângere la parchet, am fost audiat de poliția din Giurgiu și e pe rol un dosar penal. Nu știu de ce îl țin la macerat cei din parchetul Bolintin Vale sau nu știu de unde e el acolo. Dar mai ales că m-au și amendat după asta, tot fără niciun temei, absolut aberant. Sper să fie justiție și sper că polițaiul ăsta să nu ajungă să fie pensionat din poliție, pentru că n-aș vrea să-i plătim mii de lei în fiecare lună pentru astfel de isprevi. Sunt convins că a făcut mai multe.
Și le-am dat la toți același link și aceeași replică. E primitiv să generalizez. Respectați legile că nu are nimeni treabă cu voi. Dar eu le explic. Poliția abuzează foarte des pentru că nu există pedepse. Până acum am vreo 5 dosare deja pierdute în instanțele de judecată pentru că polițiști sau jandarmi, absolut fără niciun temei legal, m-au reținut, m-au documentat și m-au amendat. Am pierdut instanțele interne și deja două cereri am trimise la CEDO, a treia e pe țeavă, acum o pregătesc și România de grabă va fi bună de plată pentru că mi-a încălcat drepturi fundamentale. Deci nu generalizați nici despre romi că ar fi toți răi, nici despre polițiști că ar fi toți buni. Dacă nu le pasă de lege, felicitări forțelor de ordine, așa cum a spus președintele, fermitate în acțiuni. Dar eu explic, aici vorbim despre abuzuri și discriminare, chiar nu vedeți diferența? 8 oameni au dat like acestui Dani Gianu, care, iată, e din Caracal, a învățat în liceu industrial, trăiește acum în Pitești. El crede că e vorba de fermitate în acțiuni. Eu cred că e vorba de abuz, așa cum au zis ONG-urile de drepturile omului și ale romilor. Drepturile omului în general și drepturile romilor în mod special. De ce nu ia măsuri să-l presați pe Iohannis? Au zis țiganii că vor denigra în masă în India. Și eu consider că asta e o glumă rasistă, mai ales că Sandu Vasile se ascunde după o poză cu microbuz. Nu știu dacă asta e poza lui, dar rușine să-i fie că face astfel de glume. A făcut și el... Și văd că lucrează în Occident, sau a lucrat cândva în Occident. Dar a trecut pe acolo ca gâsca prin apă, n-a înțeles nimic. Polițiștii au fost prea blânzi cu voi, ia vedeți voi că aveți nevoie de educație, la muncă cu voi, da? Deci el se referă la toți. El se referă la toți romii, inclusiv la ăștia din ONG-uri, care poate sunt cu facultăți, cu masterate, cu doctorate terminate, inclusiv la romii care sunt învățători, judecători, polițiști, medici, vameși, tot ce vrei sunt romii care au apucat să facă educație. Ei, cum poți să generalizezi și să-i trimiți pe toți la muncă, că poate unii muncesc mai bine, mai eficient decât tine? Florin Ionela Maftei. Și iată, văd că cineva îi dă totuși o replică bună. Mariana, m-am bucurat să mai văd și cineva care mă ajută. Se vede ce educație avem și noi românii. La 10 august nu mai vorbim așa. Nu mai era bine ce făcea poliția, iar acum e bine, vai de capul nostru, da? Deci atunci pe 10 august poliția abuza și noi nu ne meritam soarta. Dar acum că îi abuzează pe romi, își merită soarta. Nu-s cam duble standarde, nu-i cam primitiv. La muncă nu l-a întins mâna, cine muncește nu greșește. O aberație mai mare decât a Eleonorei Turda n-am văzut. Cine muncește, greșește și cine nu muncește, tot poate să greșească. De unde ai luat, madame, din Baia Mare, așa filozofie primitivă? Și iată, Mariana din nou intervine. Nimeni, dar nimeni nu trebuie bătut dacă interlopii din poliție au hoteluri cu fete în prostituție. Despre ce vorbim? Da, deci în poliție deseori lucrează și traficanți de arme, și de droguri, și de prostituție. În poliție lucrează, în poliție antidrog, de exemplu, în poliție antitrafic lucrează traficanți. Sunt de acord să se aplice legea, dar nu să împuști și să bați oameni. Cine le dă dreptul? În ce cod penal scrie să-i bați? Și iată, am dat femeii un like. Și iată, Tatiana Dumitru. Declarație absolut prăpăstioasă. Țiganii sunt periculoși. Eu cred că rasiștii și naziștele sunt mai periculoase pentru democrație și pentru statul de drept. Vă cam flutură chiloții? Înseamnă că fac treabă bună, băieții. Și eu observ cu tristețe. Ia că ai deschis geamul și vine praf de afară. Ce vă mai bucură abuzurile polițienești? Sunteți cumva cu rude în jandarmerie? Sau e doar sindromul Stockholm, cum ziceam mai devreme? Altă generalizare. Între două buzunărele au învățat să scrie? Și de ce, mă rog, faci așa ironie? E minunat când oamenii învață să scrie și să-și reclame tristețele, bucuriile, abuzurile. Nu vreți să se integreze romii? De ce faceți așa glume? E minunat când oamenii învață să scrie, să citească, să se exprime curajos, să apeleze la poliție sau ați vrea să ia sapele, bâtele în mâini și să-și facă justiție stradală. Eu nu-mi doresc asta.
Eu prefer să iasă în conferințe, să spună când cineva abuzează, că e cineva de-al lor, că e cineva din poliție. E mai bine așa, Gabriela Stan. De ce faci miștocăreală despre madame care ești în San Marino, născută în Reșița și care tot ești îndoliată? Chiar durerea, tristețea ți-a întunecat mințile? Și Gabriela explică. Legea e clară, trebuie să ai un act de identitate asupra ta. Nu e adevărat. Legea spune că poți să te prezinți verbal. Nu trebuie să ai act de identitate asupra ta. Mai spune că trebuie să-l prezinți polițistului. Nu e adevărat. Poți să te prezinți verbal, date de identitate și tot dacă polițistul are temei să te legitimeze. În caz de refuz, poți fi dus la secție pentru identificare și verificare. Unde e agresiunea? Democrația e pentru toți. A, și se referă la cazul meu de astă vară, când nu era stare de urgență și când eu aveam dreptate, nu degeaba s-a deschis un dosar penal la parchetul din Bolintin și amenda mea a fost suspendată între timp. Și dacă nu o să facă dreptate poliția și parchetul și justiția tot așa o să îmi refuze dreptate, o să mai am al patrulea dosar de trimis la CEDO, împotriva României de data asta, împotriva guvernului. Și dacă România va fi condamnată, guvernul va plăti din bugetul public la care contribui și dumneata, poate, dacă trimiți bani de acolo, din San Marino, spre Reșița. Uite, cineva fără poză, trăiește în Almere, nu știu unde o fi asta, în Italia sau Spania, dar e convinsă că toată lumea trebuie să respecte legea. De acord, să respecte legea. Legi dure la maxim, avem nevoie urgent, gata cu țigăneala, zise o chestie rasistă și rușinoasă. O madamă foarte evlavioasă, Luminița Fătu, din Suceava, care e și căsătorită. Și eu i-am zis, gata cu rasismul și incitarea la ură, discriminarea e interzisă de aceeași lege, inclusiv de Constituție, băgați de seamă. Zice că eu nu incit la ură, ci doar autoritățile să fie lăsate să-și facă treaba. Cine greșește, plătește, punct, nu mai trebuie tolerat nimic. Că ne domină tâlharii. Dar liderii romi, ONG-urile, au semnalat anume că ne domină mafia cu epoleți și aplică abuziv forța, pedepse cu bastonul și asta e interzis de lege. Deci ne domină ignoranții ca Luminița Fătu și complicii cu mafia cu epoleți. Și lui Dorin Pavel i-am reproșat, nu știu dacă e el sau ea, care tot în Italia, trăiește în Milano și nu știu de unde a învățat rasismul. I-am comentat gluma că romii ar putea să plece în India. Deci, după cum vedeți, o intenție parcă inocentă, nevinovată, o intenție bună, de a semnala o situație de fapt, dacă nu o stăpânești, poate degenera în val de ură etnică, rasistă, xenofobă și trebuie să fiți foarte atenți, vă rog, faceți ca mine, dați replici, luați atitudine, cereți oamenilor să revină la rațiune și la responsabilitate. Dacă vedeți că nu înțeleg, poate sunt troli, poate sunt plătiți, poate sunt neonaziști de prin Noua Dreaptă, de prin Mișcare Legionară, de prin temirce partide extremiste, denunțați-le, faptele la Facebook întâi, administratorilor grupului, poate e cazul să le denunțați și organelor de drept. Și Cătălin Dogaru, eu am observat aici ceva, generalizare și culpabilizare e nedreaptă, se numește neonazism, și ăsta Cătălin Dogaru îmi zice, sictir, și eu zic, ce argument e ăsta? L-am învățat la facultate să zici sictir. Și Sandu Radu revine, dar de unde s-a luat? Din urmă, cred că a văzut. Nu, e altcineva. Eu credeam că-s dintre cei. Tot cu Hristos a înviat, cu aceeași poză, cu aceeași ramă, dar e cineva din... tot din Roma, din Italia sau Queensland. Nu înțeleg. Trăiești la Roma, dar ce este? La Roma, Queensland? Vrei să vorbim de primitivism și rasism? Păi când ei fură românii, dar între ei nu se fură, cine ei? Câțiva... Hoți fură. Unii dintre ei sunt romi, alții sunt blonzi cu ochii albaștri. Chiar în metrou din Roma, în 2003, când am fost prima dată,
am văzut că se șușotesc lângă mine și că încearcă să mă fure niște blonzi care vorbeau românește. Da? Deci, hoțul-i hoț și n-are etnie. Cine ei? Ori vorbim despre hoți, ori vorbim despre romi. În general, ei asta sunt. Cine ei? Cine ei? Sunt romi de tot felul. Sunt romi cu facultate, cu masterat, cu doctorat. Sunt romi foarte mulți, adevărat, săraci, mizerabili, care poate fac și cerșătorie și hoție, pentru că altceva nu știu și nu pot, pentru că nu i-am ajutat până acum de-a lungul secolilor, un secol jumătate de când i-am scos de robie, nu i-am ajutat să ne ajungă din urmă cu civilizația. Nu i-am ajutat. Din contra, după 500 de ani de robie, iată, la începutul secolului 20 am încercat să-i exterminăm ducându-i în Transnistria, în timp ce rudele lor, bărbații, erau pe front și apărau patria, femeile, bătrânii, părinții, copii erau urcați în trenuri sau în căruțe și duși în Transnistria să moară acolo de tifos, de foame, de sete, de frig, să se mănânce între ei. Ne-am portat mai frumos, nu-i așa? Nu ca evrei. Pe evrei am băgat în tren și am ținut în soare să moară. Sau i-am împușcat în curtea casei sau în centrul satului, cum s-a întâmplat la mine în sat la Sângere, pe Peni, găsiți pe internet filmul Masacru de acasă, sau ca la Dubăsari, am împușcat pe toți, da? Ne-am purtat cu romii mai frumos, nu-i așa? Vai de capul nostru, cât de iresponsabili suntem și ignoranți, nu știm ce s-a întâmplat și riscăm să repetăm acest trecut înfiorător. Și am încercat să polemizez cu unul și ăștia au intervenit să mă înjure, da? Cătălin Dogaru și mai sus a venit cu argumente din astea idioate. Ce argument civilizat, observ eu, da? La Academie sau de la Patriarhie învățat așa ceva. Să vedem ce argument o să-mi aducă. Ceva cu Dumnezeu și cu icoane, probabil, nu? Ca să arate cât e de evlavios. Elita societății? Nu, sunt poate elita romilor, cei care semnalează problema și vin și cer să nu fie discriminată lumea. Dominica face glume despre aspectul exterior al unui om. Ea se crede mai frumoasă, mai arătasă decât acest om. Nedemn, primitiv. I-am zis și lui Gaspar Cezar. Mesaj, trăiește la Bologna. Uite, omul în Italia, în civilizația europeană. Și ce a înțeles? A înțeles de la 5 stele că trebuie să urâm pe toți străinii. Și aceia sunt, sau, na, Lega Nord, că 5 stele sunt mai moderați, așa, dar Lega Nord sunt niște neonaziști și populiști. Costina Vâlceanu generalizează. Și uite, și am învățat la liceu timpuri noi, lucrează casieră la Carrefour. Oare ce părere are Carrefour Grand Arena din Berceni despre așa angajată rasistă? Costina Vâlceanu, domnilor și doamnelor de la Carrefour, crede despre romi că ei nu respectă pe nimeni și nimic și oare cum îi tratează pe oameni, dacă lucrează la casă sau dacă lucrează cu angajați romi sau dacă vine să angajeze romi la ea, zice că nu respectă pe nimeni și pe nimic. Câți romi a cunoscut? 30? 300? Dintr-un 1,5 milioane sau 2 milioane cât sunt oficial în România. Și chiar așa și-am întrebat. O știi pe toți sau pe doar 33 dintre ei? E primitiv să generalizez. Dar uitați-vă că 3 persoane, mai mult femei, i-au dat like femeii de la, probabil colegii de ale ei de la Carrefour, Berceni. Țiganii izolați ca la Răposatul. Nu se facă ei legea în România. Jana Moise, vreau să-ți spun că pe timpul Răposatului, tocmai că nu a fost nimeni izolat, tocmai că au fost integrați. E adevărat că au fost integrați forțați, au făcut tot felul de cămini, au fost băgați toți în oraș, nu au mai fost lăsați să meargă cu șatra, cu caii, cu ursul. Deci integrarea s-a făcut forțat pe timpul lui Ceaușescu, dar nici de cum nu a fost izolare. Nu întâmplător acum sunt foarte mulți romi care se declară români, nu știu limba romanii, dar tot o duc sărac, pentru că a fost integrare forțată și neconsistentă,
sustenabilă, cum se zice. Și am criticat-o pe Jana Moise. Nu știu în ce oraș o fi ea, dar tot e în Occident. Trebuie bătuți fără oprire, poftim. Olguța Gâtu zice asta. Cu flori de liliac și cu maică-sa în brațe. Olguța Gâtu. Cum? Cine? Toată lumea trebuie bătută fără oprire? Doar pentru că sunt romi? Mesaj rasist. Și am denunțat-o. Chiar îi spun că am denunțat-o și dacă o săptămână nu o să poată scrie pe Facebook, să știe că e din cauza incitării la ură și violență. Și ia uitați-vă, cel mai grav aici, Gina Vatamanu. Eu nu aș demnite pe niciunul dintre cei pe care i-au reclamat romii. Aș face o groapă comună și aș incendia toți romii. Da? Gina Vatamanu, o femeiușcă. Unde e ea? Gina Vatamanu. Ce, am deschis mai devreme pagina. O deschidem acum să vedeți cine emite astfel de inepții. O frumusețe de femeie. Da? O gospodină, o mamă iubitoare. A semnat și declarație fără penale în funcții publice. Iată, e și simpatizantă a USR, probabil, ca ce era campania USR-ului. Femeia asta e în Italia, probabil, că publică articole, chestii în italiană. Și ați văzut ce a spus? Nu, e în Franța acum, se pare că. Sau Piemont, unde o fi asta? Trăiește în Piemont, e din Onești. Divorțat, a învățat economie. Madame Gina Vatamanu, câtă minte ai avut, câți neuroni ai antrenat ca să spui inepția asta? I-aș incendia pe toți romii. Așa ar scăpa lumea de scandal și de fără de legi. Ar mai avea loc și câțiva români pe acolo. Da? Deci ar arde și niște români. Probabil. Vă dați seama câtă iresponsabilitate la o persoană cu ochelari care se crede intelectuală. Și l-am avertizat pe Eugen Trif. Omule, dacă nu poți controla comentariile, de ce permiți? De ce publici așa ceva? Și iată, două persoane deja i-au și dat like acestei urmașe, nepoate a lui Antonescu, poate dintr-o relație extraconjugală cu Hitler. Mai rău, zice Viorel Laiuș. Na, mai rău decât Madame Vatamanu n-are nimeni cum să scrie. Mai rău și înăsprit legile pentru infractori care au atâtea abateri. Respectă legea. Și am zis, cât de mai rău deja? Să facem cum a fost în anii 40, să-i omorâm ca pe evrei sau să-i deportăm în Transnistria? Omul încă n-a răspuns, dar are un like de la Rodica Rusalim. Să respecte legile, să trăiască prin muncă cinstită. Și eu întreb, la cine vă referiți? La cei bătuți sau la cei care le-au luat apărarea? Poate toată lumea, și cei bătuți, poate și cei care le-au luat apărarea, toți muncesc cinstit. Și e un abuz polițienesc. De ce nu admiți, Georgeta Balog? De ce nu admiți că e posibil așa ceva? Trăiește în Reghin de Mureș. Care este rolul acestor ONG-uri? Ghici-ghicitoarea lui. Și eu explic. Să apere drepturile omului și să semnaleze o problemă. Poți așa, Andrei Sazi? Hai să tragem un semnal de alarmă. Ce mult îmi place această expresie. Și mai departe, ce se întâmplă? Nimic. E grav că se întâmplă așa ceva. Se fac abuzuri polițienești și nicio reacție. Dar să faci mișto de intenția bună a ONG-știlor nu înseamnă complicitate cu regimul opresor? Unde este aristocrația romă? Regi, împărați internaționali, mondiali, n-am auzit de ei. Și regii iau atitudine, și liderii neformali, intelectualii romi iau atitudine și îndeamnă pe romi să stea în casă, să nu sfideze, să nu abuzeze. Dar tot așa, iată, au ieșit în conferință și au zis că au fost abuzuri polițienești. De ce nu îi susțineți? De ce nu îi credeți pe cuvânt? Și Emil Popa, de unde o fi ăsta? E de pe plajă. Multe doleanțe mai aveți, dar nu ați vrea să se comporte romii ca restul populației? Cum ca restul populației? Să ia bătaie ca mine, să mi se spargă telefonul, să mi se întrerupă filmarea, să fiu privat de libertate și să tac? Nu! Nici eu, nici romii nu îndemn pe nimeni să tacă. Și pe români îndemn să ia atitudine dacă se abuzează. La adresa lor sau la adresa altora. Iuliana Zita Selei,
Zice, și ce dacă v-au disciplinat puțin? Și trăiești în Austria, în lumea civilizată. Bastoanele pe voi, fără număr, că voi cu vorba bună nu înțelegeți. Voi n-aveți nicio lege. Poate înțelegeți și respectați legea bastoanelor pe cocoașă. Greșit și primitiv. Și că nu generalizează. Dar zici voi, zici despre toți romii sau despre care? Despre cei bătuți? Despre cei care au ieșit în conferințe de presă? Este exact pentru categoria celor care sfidează orice lege și pentru cei care nu există nicio lege de respectat. Înțelege exact ce am scris și nu ce vrei tu să înțelegi. Exact ce ai scris ai zis voi și ai zis toți romii. Ai generalizat. Te-ai referit inclusiv și la cei care lucrează în poliție, în judecătorie, în facultate. Giuliana Zita Selei. Rușine să-ți fie pentru generalizare. Asta e prima greșeală care trădează primitivismul de gândire. Alexandru Bogdan Amance vrea măsuri de siguranță suplimentare. Iată, s-au făcut în Rahova și Ferentari măsuri suplimentare, survolează elicopterele și ziua și noaptea și bagă frica în oameni. Când oamenii cei trebuiau ajutați să se integreze, trebuia scoși dintre ei elementele criminale și nu să fie achitați ca cei din țândărei și încă să li se întoarcă și armele. Nu e așa că devină corupția generalizată din sistemul de drept? Și aceia se întorc și ei cred că sunt de nepedepsit. Și din cauza lor suferă toată etnie, pentru că ne e foarte ușor să dăm vina pe o etnie marginală și așa bătută de soartă. Și iată l-am somat pe Eugen să-și revizuiască atitudinea. Ce a vrut el cu postarea asta? Să trezească, să alimenteze pornirile rasiste sau lui chiar îi pasă de abuzurile polițienești contra unor oameni bătuți de soartă? Nu prea văd că ai timp să moderezi comentariile și așa te faci complice cu valul de ură. Flori Rădulescu a intervenit. Bătuți de soartă? Cine? Vino la țândărei să vezi palate ale estura bătuți de soartă. De ce își fac palate? Pentru că nu au cultură generală și educație de cheltuire a banilor. Când au obținut niște bani, orice om fără educație, inclusiv dacă e rom, maghiar, ucrainean sau rus sau oricine, dacă nu are educație, bagă banii în mașină bengoasă și face un gard minunat, un palat, dar nu are apă curentă, dar nu are baie, ce are WC-ul în curte. Și asta ce vorbește? Despre faptul că oamenii nu au educație, că nu au avut până acum exercițiul agonisirii banilor și cheltuirii lor raționale. De ce n-am făcut niciun efort până acum să integrăm? E și vina noastră. Și a dumitale Flore Rădulescu, care generalizez că iată cum sunt romii după câteva personaje din țândărei. Cam atât am avut să vă spun. Mulțumesc dacă m-ați privit, m-ați ascultat până aici. M-aș bucura să vă văd la fel de implicați ca mine în apărarea legalității, a corectitudinii, a drepturilor omului. Vă rog, coment, like, share, eventual donație, PayPal, Patreon, implicați-vă!